Din cauza unor datorii nerambursate de către fabrica de zahăr din orașul Glodeni, subdiviziunii pază de stat din cadrul raionului, instituția în cauză riscă să piardă un număr impunător de angajați. Cu toate acestea, subdiviziunea își exercită serviciul în regim normal. Care este activitatea serviciului pază de stat Glodeni la momentul actual, urmăriți în interviul realizat cu Iurie Bucenco, șeful subdiviziunii în cauză. Serviciul pază de stat face parte din sistemul Ministerului Afacerilor Interne al Republicii Moldova din anul 1952. În cadrul raionului Glodeni, subdiviziunea oferă servicii de pază atât a persoanelor fizice și juridice, cât și a instituțiilor și a bunurilor materiale. Cu toate că instituția asigură pe tot teritoriul raionului servicii în regim non-stop, ea se confruntă la momentul actual cu unele probleme de ordin financiar. La moment, subdiviziunea condusă de mine, că conform statului de organizare, dispunem de 73 de colaboratori. Cu părere de rău, zic, la moment tot este inițiată procedura de reziliere contractului cu un agent economic foarte însemnat în teritoriu, atât pentru raion și în special pentru subdiviziunea noastră, deci vorbim de fabrica de zahăr. În legătură cu neachitarea serviciilor prestate mai mult timp, urmează a fi disponibilizați circa 30 de colaboratori a serviciului pază de stat. Clar lucru, condiția că în cazul când contractul nu va fi reziliat, colaboratorii nu vor fi reduși și vom activa mai departe. Cât privește activitatea zi de zi, pot să vă comunic, activăm în regim normal, prestăm servicii pază fizică și tehnică, tarifele publicat în monitorul oficial din 29 septembrie 2008, zic că fiecare cetățean al raionului practic își poate calcula de sine stătător care va fi costul serviciilor pază de stat în cazul când dorește să apeleze la serviciile noastre. Pe timp de vară am ieșit cu o inițiativă către mai mulți agenți economici și către persoanele fizice doritori de a se deplasa, zic, pe perioadă scurtă de timp, de a-și lăsa locuința pe, zic, în paza noastră, zic, prestăm servicii în regim, să zicem așa, online, ori mai bine, scurt, mai bine zis, pe un termen scurt, pe vreo 10 zile, că poate, zic, persoana fizică poate arenda utilajul de pază, îl instalăm pe perioada de 10-15 zile când durează vacanța, după aia îl ridicăm utilajul care ne aparține. Cum va influența reducerea statului în instituția dumneavoastră? Păi să știți că instituția în speță nu va influența atât de mult, dat fiind faptul că, zicem, cheltuielile de întreținere a personalului persoane fizice sunt mult mai numeroase decât întreținerea sistemei tehnice de pază. Dacă se specificăm inițierea procedurii de reziliere contractului cu fabrica de zahăr unde s-a antrenat persoane fizice, practic nu suferă atât subdiviziune cât o suferă persoanele fizice, deci cetățenii care sunt antrenați la serviciu. Și credeți-mă, este foarte dureros, e foarte greu când acum am câteva zile studiez lista și conform încerc să, într-o formă echitabilă, să selectez acele persoane care au dreptul preferențial de a rămâne în serviciu. Prin intermediul pupitrului de urmărire centralizată, angajații Serviciului Pază de Stat Glodeni asigură ieșirea imediată a grupurilor mobile în teren la recepționarea semnalului de alarmă. În cazul în care sunteți beneficiarul acestor servicii, puteți fi sigur că bunurile dumneavoastră materiale sunt în siguranță. Deana Zaporojan, Sergiu Muliar, pentru știrile TV Prim.